Bine v-am găsit, dragii mei! Voi prezenta în continuare cum să construim și apoi să menținem în sufletul nostru stările de fericire. Psihologii au realizat anumite studii care au pus în evidență unele modalități de a crește nivelul de fericire al unei ființe umane și de a-l păstra peste nivelul de bază. Rezultatele sugerează că putem fi fericiți și să rămânem astfel, cu condiția să fim dispuși să facem eforturile necesare în această direcție, tot așa cum unele persoane depun eforturi în ceea ce privește păstrarea greutăților corporale sau a unei forme fizice bune. Ce este însă fericirea? Psihologii au încercat să conceapă o teorie care să explice principalii factori care determină fericirea. După părerea lor, determinanții genetici sunt responsabili pentru aproximativ jumătate, adică 50% din nivelul de fericire al ființei umane. Prin urmare, fericirea depinde foarte mult de nivelul de bază pe care îl moștenim. Doar 10% din fericirea noastră o putem pune pe seama condițiilor de trai. Cu alte cuvinte, pe seama faptului că suntem bogați sau săraci, sănătoși sau bolnavi, căsătoriți sau divorțați sau alte motive această descoperire este surprinzătoare, întrucât ea contrazice convingerea larg răspândită, conform căreia condițiile de viață au o influență semnificativă asupra fericirii. Așadar, 50% datoră în predispoziției genetice, iar 10% condițiilor de viață. Mai rămân 40% cui corespunde această valoare? Răspunsul rezidă în eforturile noastre conștiente pe care le depunem în această direcție. Aceasta înseamnă că până și ființa cea mai nefericită are importante resurse interioare care o pot ajuta să fie mai fericită. Cu alte cuvinte, fericirea se află chiar în mâinile noastre. Într-adevăr, Urmând exemplul unei persoane fericite și căutând să integreze elementele specifice propriei sale persoane, ființa în cauză va fi capabilă să adopte strategii care să-i permită să fie mai fericită. În urma studiilor întreprinse de-a lungul ultimilor 20 de ani, psihologii au urmărit să identifice modul de a gândi, și comportamentul celor mai fericiți oameni care au participat la studiile respective. Aceștia petrec mult timp cu familia și prietenii, menținând vii relațiile cu aceștia, își exprimă adesea recunoștința pentru ceea ce sunt, își oferă dezinteresat ajutorul colegilor sau trecătorilor. Ei își imaginează viitorul cu optimism, se bucură de plăcerile vieții și trăiesc intens momentul prezent. Cei mai mulți practică un sport în mod regulat și își propun mereu anumite obiective și țeluri. Există așadar modalități care ne pot ajuta să devenim mai fericiți. Înțelepții afirmă că fericirea poate fi întâlnită doar în interiorul ființei noastre, nu în exterior. Studiind cu atenție și luciditate rezultatele psihologilor, putem observa că factorii care contribuie în mod decisiv la bunăstarea și fericirea omului sunt doar de natură spirituală. Fericirea exprimă în ultimă instanță o anumită rezonanță proprie cu care am venit în această lume, dar pe care o putem amplifica fără îndoială prin intențiile, gândurile și faptele bune pe care le realizăm. Nu este necesar să fim niște observatori foarte perspicace ai naturii umane pentru a realiza faptul că unii oameni sunt mai fericiți decât alții. Cunoaștem cu toții persoane care par să fie mai tot timpul nefericite, ursuze, iritabile și uneori chiar disperate. De asemenea, cunoaștem din fericire și oameni care par să fie mereu veseli ca și toți ceilalți și aceștia din urmă trec prin momente dificile, însă în ciuda acestui fapt ei reușesc să vadă partea bună a fenomenelor și să rămână mulțumiți de viața lor. Care este diferența dintre aceste două tipuri de oameni? Oamenii fericiți au oare norocul să fi primit încă de la naștere o dispoziție mai bună? de ce viața pare să le zâmbească mai mult. Cercetările psihologice au indicat că prosperitatea, sănătatea și frumusețea au o influență redusă asupra bunăstării ființei umane. Astfel, în măsura în care nevoile de bază sunt îndeplinite, hrană, adăpost și siguranță, oamenii de știință nu au descoperit niciun element care ar putea explica faptul că oamenii sunt fericiți sau nefericiți. Să fie oare o chestiune genetică? Diferite studii efectuate pe gemeni homozigoți, adică gemeni identici, care au aceeași moștenire genetică și heterozigoți sau bizigoți, sugerează că toți oamenii se nasc cu un anumit nivel de bază al fericirii, la care revin întotdeauna după un eșec, ori după un succes. Acest nivel de bază al fericirii este o caracteristică ce poate fi comparată cu greutatea inițială a nou-născutului. Este posibil ca unii oameni să dispună în mod natural de un nivel ridicat de fericire, Astfel încât ei să nu mai trebuiască să depună niciun efort pentru a o menține? Există oare o genă a fericirii? Oamenii de știință susțin că nu. Atâta vreme cât preocupările noastre nu sunt orientate în mod constant către scopuri spirituale, fericirea poate scădea în intensitate, fie că ea este rodul desfășurării unei activități interesante, bucuria câștigului la loto ori a cumpărării apartamentului mult visat. Acest fenomen este numit adaptare hedonistă și indică faptul că ființele umane se obișnuiesc repede cu modificările benefice care apar în viața lor, Astfel încât fericirea tinde să revină rapid la nivelul său inițial. Psihologii cred că adaptarea hedonistă este unul dintre obstacolele majore în calea fericirii de durată. Psihologii americani au urmărit timp de 18 luni evoluția sentimentului de fericire. La persoanele care au câștigat peste un milion de dolari la loterie. Studiul a demonstrat că, în general, acești oameni nu sunt mai fericiți decât ceilalți care nu au fost atât de norocoși. Acest exemplu ilustrează existența fenomenului de adaptare hedonistă. Rezultate și mai convingătoare au fost revelate de studii pe subiecti monitorizați pe perioade mai lungi de timp. Într-un studiu care a durat 15 ani, germanii care s-au căsătorit în timpul studiului au raportat că gradul lor de fericire a crescut semnificativ în momentul căsătoriei dacă a revenit la nivelul anterior în aproximativ 2 ani după aceea. Într-un alt studiu, cercetătorii au monitorizat directori de mari companii timp de 5 ani pentru a evalua satisfacția lor vis-a-vis -vis de locul lor de muncă, de exemplu înainte și după o promovare. Aceștia experimentau un puseu de satisfacție imediat după eveniment, dar care se estompa în mai puțin de un an, rezultat al adaptării hedoniste. Toate aceste exemple confirmă că adaptarea hedonistă la evenimente faste este rapidă și sigură. Ființa umană se adaptează așadar rapid la aproape toate evenimentele benefice care apar în viața sa. Nici o modificare a stării sale de fericire nu contează de ce natură, nu durează prea mult timp. În condiții obișnuite, cu trecerea zilelor, emoțiile benefice se estompează treptat, iar fericirea diminuează în intensitate odată cu ele. Soluția pentru a rămâne fericiți, spun psihologii, este să evităm adaptarea hedonistă. Ken Sheldon și echipa sa de cercetători au dezvoltat în acest sens unele strategii, cum ar fi, de exemplu, contracararea rutinei și aprecierea evenimentelor benefice. Cu cât un eveniment benefic este mai bogat în surprize și cu cât ne exprimăm mai mult aprecierea la adresa sa, cu atât ne adaptăm mai lent la modificările care au apărut în viața noastră. Este util așadar ca oamenii să rămână deschiși la surprize și la noile ocazii care pot apărea și totodată să aprecieze din plin ceea ce au deja. Astfel, aplicarea strategiilor de amplificare a fericirii presupune să investim energie, timp și răbdare, care sunt elemente indispensabile pentru a contracara Adaptarea hedonistă, și pentru a transforma aceste strategii într-un mod de viață.